Salutare dragilor și bine ne-am regăsit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB. Astăzi voi răspunde la câteva întrebări care mi le-ați adresat și vom continua cu una, două companii. Daniel, mulțumesc frumos pentru analize. Bogdan, mulțumesc răduc cu bune analize. Mulțumesc frumos, Bogdane. Bună o analiză pe Altur, alătă și pe Arobs. Hai să mergem direct, intrăm în pâine. Ia să văd dacă filmez cu un alt soft acum. Sper să fie bunuț. Eh, bun și asta. Gata. Opa. Nici chiar așa. rog, nici nu mai contează. Bun, hai să mergem pe altă graficul daily. Opa. Ia să vedem noi ce avem aici. Cred că mergem noi pe weekly. Și după cum vedeți, o secundă să deblochez. Am prins o șmecherie tare de tot. N-am știut de ea că poți să blochezi tot ce pui pe grafic și nu știu de ce motiv această platformă mi-a dereglat complet de foarte multe ori analizele. Și acum nu poți decât să dai click pe acest lăcățel sau click dreapta, aloc și gata. Și acum 2 ăsta, B-ul ăsta nu se mai mișcă în vecii veci. Bun, deci din punctul meu de vedere trendul pe uh, această companie este ascendent a urcat suficient de mult din uh, top, din bottom, pardon, chiar 511%, evident că urmează o corecție și apoi din punctul meu de vedere, prețul va urca probabil spre 1,30 undeva prin zonă. Deci tot ceea ce vă pot sfătui este doar să așteptați finalizarea acestei corecții acestui range de este, acum este într-o fază incipientă și încă nu știu ce formă de pattern va lua acest subval 3, 4, pardon, dar la un moment dat el va, va crea un anumit pattern și apoi ar trebui să urce. Deci vestea bună că trendul este ascendent. <coughs> Bun. Ce brăznicuț ești? Hai, stă cum vrea el. Mă rog. Așa. Și Bogdan mai vroia și Arobs. B, B, B aici, mergem pe daily. Arobs deocamdată, după cum vedeți, stă de ceva timp, de foarte mult timp, chiar de aprilie anul trecut. Iată că avem un an când acest suport a fost testat o dată de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Da? Și a rezistat eroic. Evident că vom vedea dacă în viitor prețul va coborâ, și evident dacă va respinge și vom vedea un trend ascendent, vom căuta un semnal de intrare long pentru că ar fi un target într-o primă fază chiar la acest dublu top și evident că ar fi un randament destul de frumușel vreo 43% deci stați cu ochii pe această pereche pereche valutară, da mă gândeam că trebuie să fac și video de Forex pe această companie, da? ca prețul să dea un semnal clar, să ne spună și nouă ce a decis. Deocamdată prețul este indecis. Observați că el se află într-o mișcare laterală, într-un range, da? cumva stă pe loc și așteptăm ceva mai concret. Dar să fiți cu ochii pe acest 0.91. Bun. Georgica să lui Răducu, poți să le faci analiza pe CRC. CRC. Ia să vedem noi unde scrie România aici. Mergem la uneștiul meu, hai Bacău. <laughs> Sunt Băcăuan. Uneștiul e lângă Bacău, la vreo 50 de kilometri. În drum spre Brașov. Ia să vedem noi. Avem un val ceva mai complex după o creștere frumușică de la 0, cât o fi el, 0 da, s-a dus frumos până la 27 de Ron. Evident că după o astfel de creștere urmează o corecție, și observați că această corecție stă de 2 un, un an, ani și jumătate, din octombrie 2021. Da, prețul stă pe loc, am identificat un pattern mai complex, prețul mi arată că va coborâ. Observăm mai aici a două chestii, haideți să vedem ce va face prețul la, imediat vă spun și cât, la 12,8. Da, și vedem în această zonă, suntem la final de, observați că așa aici am blocat, ce mă bucur la webinarul de, din cadrul programului meu de mentorat, cineva m-a învățat același lucru, acest lucru și sunt extrem, extrem de încântat că nu trebuie să refac mereu analizele după ce platforma mi le amestecă pe grafic și sunt foarte fericit, rămân de apururi, va fi și mai ușor să fac analize, nu le gândesc de fiecare dată. Bun, deci, ca și concluzie, valul 3, valul 4, valul 4 este extrem de complex. Observați un range destul de mare, o mișcare laterală de 2 ani și jumătate. Așteptăm reacția prețului la 12,8 și după aceea, hai să punem culoarea verde. Evident că mă aștept, așa cum am învățat la grădiniță sau la clasa 1, după 4 urmează 5 și acest 5 va fi probabil în jur de undeva la 32-33, vom vedea atunci cu pe măsură ce acest val 5 se va desfășura, iată că ar fi un profit de 150%. Zic eu că este super mega bun, cu singura condiție ca acest val 4 să se uh, finalizeze și evident să ne dea semnal de, de urcare. Și apropo de programul meu de mentorat, dragii mei, uh, sunt din ce în ce mai solicitat. Foarte mulți oameni, ușor, ușor, uh, și-au decis să-și ia viața mâini din punct de vedere financiar, să se înscrie în programul meu de mentorat pentru a învăța analiză tehnică și evident scopul acestui program este ca tu, dragul meu trader, să fii de succes, să câștigi din ce în ce mai mulți bani cu numai și numai cu analiza tehnică. Din punctul meu de vedere, după 17 ani de tranzacționare, analiza tehnică este puterea și sursa banilor. Pentru că te învață când să intri și când să ieși și pentru aceasta, dragul meu, sau draga mea, da, stau 6 luni de zile, zi de zi alături de tine. Eu nu vând un curs, cum am mai auzit pe cineva, mai câte cursul tău? Alo? Un curs înseamnă să îl înregistrezi, îl pui pe site sau mergi la sală o zi, două, da, și îți predă, da, materia, îți dă notiție, da, și nu îți dă uh, înregistrarea completă a, a, cursului și după aceea te descurci singur. Ăla este curs. Da? Când spui că stai șase luni de zile, te iau de mânuță ca la școala de șoferi, nu urci în mașină când vrei să dai permis, dacă în dreapta ta nu ai un instructor auto. Da? Și nu o să pierd eu timpul acum să citesc ce, care sunt beneficiile, da? Uh, și avantajele cert este că, că vei primi uh, lecții video pe care tu poți să le dau la dez în calculator, le ai pe viață, te apuci de practicat, ai teme de făcut, la fiecare lecție îți dau temă de făcut, tema nu trebuie să-mi arăți mie, dar la webinar, dacă particip, îmi voi da seama punând întrebări, pe grafic în față și atunci îmi dau seama dacă ai făcut și dacă tot mă plătești și nu faci, asta e, n-are rost să mai vi. da? Am nevoie de acei oameni 1 și 1 care vor să învețe să câștige bani. Pentru că, după cum ați văzut, anul ăsta este flower power, dar începând de anul viitor vor fi extrem de multe taxe, impozite, măriri de TVA, măriri de venit, de venituri, doamne ce bine ar fi! Scăderi de venituri va fi o viață foarte grea pentru români și, din punctul meu de vedere, trebuie să vă pregătiți moral și nu numai uh, moral, ci și să faceți ceva, să vă educați financiar, să aveți o altă sursă de venit pe lângă jobul care îl aveți, pe lângă business-ul pe care îl aveți, care ați văzut că vor să mărească TVA-ul de la 19 la 26, impozitul de la 3 la 16%. Vor să mărească, să coboare plafonul de la 500.000 de euro la 50.000. Deci, deja am văzut că o firmă din Turcia, uh, Alumil, parcă deja a disponibilizat 60 la, 50% din uh, angajați. O altă firmă, cred că Rom Carbon, dar nu sunt sigur, deja să luna viitoare este posibil să intre în faliment. 60% din uh, în luna ianuarie s-au închis firme cu mai mult față de anul trecut. Deja semnele sunt din ce în ce mai vizibile, mai urâte și nu uitați că de la 1 iulie, odată cu mărirea salariului minim pe economie și trecerea la salariul minim european, din nou prețurile o vor lua razna pentru că orice întreprinzător, orice angajator n-are de unde să scoate atâta cheltuieli pe care statul le ia de la privat și le dă la bugetar și atunci ca să scoată salariile, chiriile, TVA-urile, venit, impozitele și tot ce mai pune statul taxă pe el, va fi mărire de prețuri. Degeaba te bucur că ai 40 de lei în buzunar la salari când te duci să cumperi cu mult mai mult. Adică banii vei cheltui foarte repede. Bun. Deci, practică alături de mine, făți tema, încep să tranzacționez, câștigi bani, și scopul meu este îndeplinit. Ca să nu mai pierd timpul, acest link îl aveți în comentarii, da? Tot ceea ce vă sfătuiesc numai și numai pentru aceia care cu adevărat vor să învețe analiză tehnică, vor să câștige bani și să facă un business online, da? Devenind un trader, un business trader, cum îmi place mie să spun, să, din confortul casei tale, să câștigi bani. Te rog, să spunem așa, obligatoriu, ar fi să vizionezi acest video, dacă nu, voi amâna întâlnirea cu tine, ca să nu pierd timp. Timpul meu este extrem de limitat. Da? Trebuie să vizionezi acest video și apoi apeși pe acest buton, aplică o întâlnire, da? unde, din nou dai click pe această bucățică, unde te programezi, găsești aceste zile cu uh, albastru, Aici. A... Da. Aici. Da. Gele cu albastru. De exemplu. Să spunem că săptămâna viitoare. Poți să. Nu știu. Vineri. Seara. Dai click pe ora. Pe ziua respectivă. La ora 7. ajungi acasă. și relaxat. Dai click pe ora. Dai next. Da. Completezi numele. e mail Și numărul telefon. Pentru a primi și un mesaj. Și materiale video. Și te-ai înscris. Și ne vedem cu bine. Dacă din vari motive, nu poți să vei la întâlnire, zic eu că de bun simț este să mi dau un e-mail și să anulezi întâlnirea, nu este nicio problemă, te reprogramezi când poți, dar uneori oamenii mai uită să să anulez, dacă să, să mă anunțe și pe mine, da? Bun, ce vă mai sfătuiesc, dragii mei, vă mai sfătuiesc să intrați pe grupul meu, de care este public, da? Răduc cu fi trader de succes, aveți și acest link în comentarii unde aici postez uh, analize pe care voi, din informații care voi le veți primi în cadrul grupului. Evident că postez un 50%. Da? Vă dau pe la nas din informații și fac analize. Și evident că vă mai uh, sfătuiesc să mă urmăriți pe profilul meu de Facebook. Răduc cursul. Acesta este cover meu unde postez destul de des și zilnic, observați o analiză pe uh, AQ unde a urcat 46%, uitați analiza mea dinainte și uitați ce, oh, pardon, ce a făcut prețul, a plecat 46%, <coughs> acum azi noapte, da, am făcut o analiză, am reactualizat, am datat analiza pe Hand, unde prețul a crescut și el vreo 121% da, de la 0,1 la 0, mă rog, da, aici am greșit eu, e 121%, zic eu că între luni de zile, pe acest trend, s-a făcut 120, zic eu că este super mega bun, dar, Drag, dragule, în acești, nu ai cum să câștigi bani dacă nu cunoști analiza tehnică, da? Uite, și domnul Manuel mă felicită, mulțumesc și eu, iată că și, ia să vedem ce mai avem, Iată ATB-ul, am dat o analiză. Uite aici n-am mai spus când, da? Și prețul a și crescut. Observați că a crescut vreo 16%, a 20% pe ATB. Pe Facebook sunt mai... Uh, Mi-e mai ușor, mi câteva secunde să postez un grafic decât să fac un video. Așa că vă invit pe grupul meu privat, vă invit pe profilul meu de Facebook, da? unde postez mult mai des. Bun. Acum, revenind la, uh, la uh, analiza mea, haideți să ne întoarcem puțin înapoi și dacă data trecută am analizat deci acum am rezolvat și cu Bogdan și cu George da, Toți ce m-a solicitat. Haideți să mai fac o analiză și anume dacă da trecut am făcut Teraplast, BVB și Wine mergem mai departe ia să vedem Teraplast Wine acum urmează uh, AQ și evident că aceasta am și postat pe grup pe Facebook și pe grup și pe Facebook observați că din această zonă mă aștept ca prețul să mai crească dar nu foarte mult pentru că Deja prețul a crescut, deja trendul obosește. Sunt semnale că trendul obosește și atunci, chiar dacă mai crește câteva procente, mai aștept cât de curând la o corecție mai mare pe acest emitent. Ia să vedem ce mai avem. Sfera, observați că și ea s-a tot dus și prețul a crescut destul de mult de la ultimul bat, îmi ia să vedem, 171% din noiembrie până acum, observați cât de frumos a urcat prețul și evident că și aici mă aștept ca prețul să mai urce puțin să facă o corecție și după aceea să intrăm puternic la cumpărare la finalizarea, o și aici am blocat, mamă ce place instrumentul ăsta Uite, vom pune așa frumos, îl vom bloca și pe ăsta. Bun, evident că voi updata și mă aștept, de acum nu are rost să mai intrăm, așteptăm corecția, vom vedea ce tip de pattern și când ce semnal ne dă de intrare și după aceea long spre 34, 35, 36 de ron. Și uh, ultima pe această zi, ca să luăm din 3 în 3. Ia să vedem ce avem noi aici. Și aici, pe cote, avem o un tren super-mega puternic, tot din octombrie a crescut până acum vreo 60 și ceva la sută. Și evident că și aici mă aștept ca prețul să mai urce, dar personal parcă nu aș intra. Și evident că aștept corecția. Piața, dragii mei, este destul de sus. Ia să deblocăm puțin, să updatez puțin, facem și noi așa. Hai să schimbăm culoarea aceasta. Da? Cam așa aș vedea evoluția, opa, aș vedea evoluția acestui, da, competului pe această an și evident că de aici va urma o cădere. Hai să facem așa. El dacă pot să-l dublez pe ăsta. Perfect. Super. Da? Și avem 1, 2, 3, 4. Și aici vom vedea și... Da? Ăsta vine mai jos. Dar și să e blocat. Hai să-l deblocăm. Cam așa aș vedea evoluția pe acest an pe complet. Evident că acesta, dragii mei, trebuie să rețineți că este scenariul în momentul de față în funcție de evoluția prețului eu updatez, actualizez scenariul, nimic nu este sigur pe bursă și pe trading dacă era sigur toată lumea își vindea apartamente, case, mașini terenuri bunuri, băga în bursă devenea milionar și își cumpăra vile în Monaco și unde mai vreți voi, dar așa noi lucrăm cu scenarii, lucrăm cu uh, money management și uh, suntem precauți riscăm pentru că și în viață riscăm, da, și evident și pe bursă, dar totul este super-mega gândit. Cam aceasta este analiza mea pe, pe în, în acest video. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați un like la acest video, apăsați pe acest degețel sus. Dacă sunteți noi pe acest canal și ați descoperit prima dată de acest canal, undeva aveți un buton abonează-te și uh, apăsați pe el și pentru a primi uh, noutăți ori de câte ori să fiți anunțați ori de câte ori veți uh, uh, voi posta. Tocmai mi a venit niște musafiri și vorbesc atât de zgomotos și mă derută de aceea pare cumva acum la final la mea o secundă a venit <laughs> și ca orice femeie nu se oprește din uh, nu știu cum Dumnezeu respiră. <laughs> Bun. Cam astea sunt, dragii mei. Deci linkurile de la grup, de la Facebook, de la acest site, de pe site-ul meu, da? De programare îl aveți aici. Vă programați, îl aveți în comentarii. Ia să vedem dacă aici le-am postat și nu am uitat, da? Aici aveți tot ce vă trebuie pentru a intra în contact cu mine, pentru a vă programa, a intra pe grup, etc., etc. Până data viitoare, dragii mei, vă doresc uh, o un weekend plăcut deja azi este vineri și uh, spor la ban. Și evident că dacă orice comentariu, orice doriți, scrieți aici în comentarii, vă citesc și uh, discutăm separat cu fiecare în parte. Vă aștept la o consultanță gratuită cu mine. Să văd cum vă pot ajuta ca voi să deveniți trader de succes să câștigați din ce în ce mai mulți bani din bursă, fie Bursa de Valori București, fie Piața Americană sau ce doriți voi, pentru că, repet, tăvălugul va veni de anul viitor și cu siguranță o să ne facă viața foarte grea și atunci noi trebuie să luăm măsuri de precauție și să găsim soluții și din punctul meu de vedere ați văzut randamente de 100% în câteva luni de zile, nu știu unde ce poți să faci ca să câștigi atât de mulți bani cum poți să câștigi pe bursă și repet analiza tehnică este puterea da este sursa banilor nimic altceva Bun toate cele foarte bune dragii mei ne vedem la următorul video numai bine